ce aș mai putea adăuga. Faptul că personal, întâlnirea cu părintele Dumitru Stăninoi a fost providențială și a marcat profund itinerarul vieții mele. Trebuie să o mărturisesc. Este o bucurie, este un dar pe care Dumnezeu mi l-a făcut. Și anume, faptul de a fi în preajma părintelui Stăninoi într-o perioadă a studenției destul de grea, pentru că, să ne amintim, 84-88 a însemnat pană de curent, a însemnat pană de gaze, a însemnat fric în apartamente, a însemnat fric în cămin, dar la părintele, așa cum spuneau toți ceilalți, să zic așa, ucenici ai părintelui, acolo era mare căldură. Și am să dau doar câteva frânturi de amintiri. Mai întâi îmi amintesc cum mi-a credințat manuscrisul dactilografiat al celor două volume din Sfântul Atanasie cel Mare, pe care le-am dus Domnului citatul la tipografie. Este vorba de primul volum din Sfântul Atanasie, tradus cuvânt împotriva arienilor, și despre întruparea cuvântului, și al doilea, viața Sfântului Antonie cel Mare, scrisă de Sfântul Atanasie cel Mare. M-am simțit atunci copleșit faptul că eram mesagerul acestor manuscrise, le duceam Domnului Ciutacu, care era tipografiatul, Dumnezeu să-l odihnească, dar cred că un moment deosebit pe care îl mărturisesc a fost acela în care mi-am credințat două manuscrise cu două lucrări ale părintelui, din care una a apărut, cealaltă a apărut doar în fascicule în studii de teologie dogmatică ortodoxă la Craiova, și anume chipul nemuritor al lui Dumnezeu și persoana umană în veci de dialog cu Dumnezeu. De fapt, în veci de dialog cu Dumnezeu. Citeam câte eram, stăteam pe șoseaua Viilor, undeva pe strada Echinoxului, într-un demisol, împreună cu părintele meu de astăzi, duhovnic, colegul meu cel drag, care a fost și la Ion Alexandru, părintele Aurelian Damian. Și la un moment dat, citind din părintele Stăninoi, deja mă apropiasem foarte mult de teologia părintelui, din chipul nemuritor al lui Dumnezeu, din persoana umană, veșnic de rugul Dumnezeu, am izbucnit, am sărit în sus de bucurie și am scris undeva pe o carte, la sfârșit, era, o aveam la îndemână, îți mulțumesc ție, Doamne, pentru această clipă de bucurie a sensului. Chiar și pentru această clipă de bucurie și merita să mă nasc. De ce? Pentru că simțeam cum cuvintele Părintelui dospeau în mine sensuri profunde. Simțeam cum hrănește, cum cresc. Și lucrul acesta, bineînțeles, a fost dăruit și prin faptul că l-am cunoscut pe Părintele. Am început să-l înțeleg. M-am apropiat, iubirea lui, pot să spun, m-a urmărit și mă însuțește toată viața. Apoi, a doua, un alt moment important, este teza mea de licență, persoană și comuniune. Eu am formulat o persoană și comuniune în teologia Părintelui Stăninoi. Profesorul de atunci mi-a spus foarte clar că nu se poate, pentru că Lidia Stăninoi rămăsese în Germania și știi, Părintele Stăninoi nu mai a creat atât, așa, și e bine să rămână persoană și comuniune. Am făcut planul lucrării, bineînțeles, cu Părintele Stăninoi. Profesorul mi l-a întors peste cap, ne-a spus că am făcut cu Părintele Stăninoi. Până la urmă am urmat același plan, persoană și comuniune. Însă, în teza mea de licență, am chipul nemuritor al lui Dumnezeu și persoana umană în veci de dialog cu Dumnezeu în manuscris dactilografiat. Un alt moment important a fost momentul de la Buzău, în care am încercat acest exercițiu. Să împărtășesc teologia Părintelui Stăninoi atât cât am înțeles-o și cât am pătruns-o. Și am această bucurie și, nu știu dacă dintre foștii mei elevi de la Buzău mai sunt, dar în sală, unii sunt profesori astăzi aici la Facultatea de Teologie, dar am să dau numele Părintelui Ionașcu Stelian și am aici mărturie Iisus Hristos sau Restaurarea Omului, pe care cineva mi-a dăruit-o, deci ediția originală, care este pur și simplu subliniată cu creion de seria Părintele Ionașcu Stelian, de seria coleg cu Părintele Popa Ionel, coleg cu Ionel și Toderiță Rusu, coleg cu Nicușor Morlova, care sunt preoți
unii în Constanța, alții în București, și vreau să vă spun că toți au citit Iisus Hristos sau Restaurarea unor carte care pentru unii părea imposibilă. Acești copii au dobândit aceasta și mi-am amintesc de frații Rușu că învățau pasaje întregi din teologia dogmatică pe din afară. Nici eu nu rețineam atâta și o făceau cu multă dragoste. De ce? Pentru că era de fapt o comuniune dincolo de litere și de cuvânt. Apoi, mă rog, trebuie să amintesc de primul simpozion Stăniloae la Buzău, la Seminarul Teologic din Buzău. I-am invitat pe poetul Ioan Alexandru și pe părintele profesor Constantin Galeriu. I-am invitat la Seminarul Teologic din Buzău. Și am organizat acest simpozion în 1991. Am aici scrisoarea părintele Dumitru Stăniloae către elevii Seminarului din Buzău, iubiți elevi ai Seminarului Teologic din Buzău, scrisul părintelui, și ceea ce arată delicatețea, de care părintele a vorbit toată teologia asta, delicatețea lui Dumnezeu față de oameni, delicatețea sfinților, dar și delicatețea lui Dumnezeu. E această delicatețe și am să vă citesc doar un fragment din această scrisoare, am publicat pe revista Mungurea Seminarului, a fost un eveniment extraordinar, a participat tot Buzău, pentru că era, vă dați seama, părintele Constantin Galeriu, care era foarte cunoscut și mai ales după Revoluție, poetul Ioan Alexandru, au venit foarte mult la acest simpozion, noi am publicat simpozion Dumitru Stăniloae, Seminarul Teologic din Buzău, avem aici cuvântul lui Ioan Alexandru, cuvântul părintelui profesor Constantin Galeriu. Dar cu permisiunea dumneavoastră, chiar dacă, pentru că răbdarea părintelui era deosebită, era plină de dragoste, am să vă citesc doar câteva pasaje din această scrisoare care este de o delicatețe și o sensibilitate rară. Sună cam așa. Iubiți elevi ai Seminarului Teologic din Buzău, am aflat prin poetul Ioan Alexandru despre hotărârea voastră binecuvântată de preasfințitul episcop Epifanie de a sărbători modesta mea persoană și opera mea teologică astăzi în Duminica Ortodoxiei din acest an. Știrea aceasta m-a pus într-o cumpănă în privința răspunsului ce se cuvine să vi-l dau, dată fiind voința mea de a nu păcătui împotriva omeniei ce m-am silit să o păstrez în cursul vieții mele. Pe de o parte, această simțire mă îndeamnă să dezaprob hotărârea voastră de a mă sărbători. Pe de alta, atenția invitoare ce ați manifestat-o față de mine îmi cerea să nu mă arăt nepăsător față de voi. Până la urmă, am socotit că pot împăca aceste două simțiri, ce par contradictorii, făcând din cuvântul meu de mulțumire un mijloc de încălzire a inimii voastre pentru dragostea lui Hristos, așa cum m-am silit să o fac cu modestele mele puteri prin tot scrisul meu. Din tot sufletul vă îndemn, deci, cu acest prilej, să folosiți tot ce învățați în cursul petrecerii în seminar, spre a vă pregăti pentru o slujire preoțească de plin devotată Domnului nostru Iisus Hristos. Cugetați neîncetat să vă dăriți toată viața Mântuitorului, ca din această unire cu El să dobândiți cât mai multe din bunătățile Lui și deci fericirea vieții veșnice. Și încheia Părintele Stăniloae, scrisoarea este mai lungă, să știți, iubiți viitor preoți, că în modul acesta vă veți umple viața încă de pe pământ de bucurii și mulțumiri și de putere duhovnicească. Cine dă, lui își dă. Numai ajutând pe cei fără putere, le umple noi înșine de adevărata putere, căci făcând aceasta oamenilor, le face lui Hristos însuși și El va fi într-un noi. Așa încheia Părintele, este un document prețios pe care îl păstrez. Ceea ce am observat de asemenea, tot ducând la tipografie manuscrisele cu Sfântul Chiril al Alexandrii, pe care a început să-l traducă, de fiecare dată, părintele pe care îl tălmăcea, dospea în părintele sensuri noi, sensuri profunde. Și dacă veți cerceta, veți vedea că chipul nemuritor al lui Dumnezeu începe cu citate din Sfântul Atanasie cel Mare. Deci îl traduce pe Sfântul Atanasie cel Mare și despre întruparea cuvântului din Atanasie cel Mare găsim pe prima pagină din chipul nemuritor al lui Dumnezeu. Deci fiecare Sfânt Părinte dospea în Părintele Stăniloae sensuri din ce în ce mai profunde, o bogăție a trăirii extraordinară. După ce a tradus imnele Sfântului Simon Noul Teolog,
a scris Iisus Hristos, lumina Lui și Dumnezeitor Lui. Toată această lucrare este, în această lucrare întâlnim citate din imnele Sfântului Simeon Noutăulul. Deci de fiecare dată, un Sfânt Părinte din care făcea să se apropie din ce în ce mai mult de Dumnezeu și un lucru pe care îl spuneam și studenților. Părintele Stăniloae, așa cum spune și doamna Lidia Stăniloae în cartea dumnei ei despre Părintele, s-a apropiat de Sfinții Părinți, nu numai cu mijloace arheologice, lingvistice și așa mai departe, mijloace tehnice, ci s-a apropiat cu toată dragostea și i-a îmbrățișat cu toată dragostea și acest lucru se vede din mărturia doamnei Lidia Stăniloae, care spune: simțeam că stăteam la masă cu Sfântul Maxim, deci Sfântul Maxim, Sfântul Diaduc al Puticei sau alți părinți locale, ci începuseră să facă parte din familia noastră. Și, în sfârșit, sunt multe amintiri. Aș vrea doar să punctez. Ultima aniversare a Părintelui Dumitru Stăniloae, 1992, 16 noiembrie, la ultima aniversare am participat cu 40 de elevi de la Seminarul Teologic din Buzău. I-am cântat colinde, nu știu dacă eram și noi atunci, mă rog, dacă dumneavoastră, probabil că au mai fost și altă ceată, dar noi am fost 40 de ele, am cântat colinde Părintelui și Părintele ne-a adresat un cuvânt cald, nu mai aveam loc în chilia Părintelui, eram pe scări, eram, da, în jur de 40 de ele, am fost atunci, în 1992. Și, în sfârșit, un alt moment, deci prin bunăvoința Părintelui, prin recomandarea Părintelui, în 1991 mi-a dat o recomandare pentru a studia la Facultatea de Teologie din Cernăuți, din Tesalonic, iertați-mă, și o Facultate de Teologie care pentru prima dată i-a acordat Părintelui Dumitru Stăniloae titlul de doctor honoris causa în 1976. Universitatea Aristotel din Tesalonic, Facultatea de Teologie. Părintele a avut un cuvânt atunci, Lumina lui Hristos luminează tuturor, și a fost bine primit pentru că a fost prima teză de doctorat despre Părintele Stăniloae, dar vreau să vă spun un moment de intimitate. Și ceea ce a spunea domnul Costion, doamna, toți, faptul că noi am simțit pe Părintele foarte aproape și simțim foarte aproape chiar și după trecerea la cele veșnice. În ziua examenului, 6 iunie, anul 2000, m-am rugat Părintele. Exact cum spuneam, Părintele nu-i de glumă. Aveam o comisie foarte exigentă și într-o limbă greacă, nu e ușor să exprim toate nuanțele. Și m-a rugat Părintele, Părinte, ajută-mă. Și Părintele m-a ajutat și s-a întâmplat ceea ce a spus Părintele Glău. A fost ca atunci când Dumnezeu te ia de mână, te trece dintr-o cameră în alta și după aia te întreb, oare eu am fost acela? Dacă m-aș fi pregătit 20 de ani, clipă de clipă, nu putea să fie mai frumos decât a fost. Și Părintele mi-a făcut de fiecare dată sărbătoare. Atunci când l-am rugat, a fost alături de mine, este alături de mine așa cum este alături de noi în această seară și vă mulțumim că ați avut această răbdare să ascultați această familie duhovnicească. Îndrăznim să ne considerăm familia duhovnicească a Părintelui Stăniloae și chiar dacă ceea ce v-am spus noi în această seară n-a fost chiar atât de măiestrit cum s-ar fi așteptat unii sau alții, totuși trebuie să recunoașteți că am făcut-o cu multă dragoste, am făcut-o din toată inima, au fost de fapt în tot din inima noastră pe care vi le-am împărtășit dumneavoastră și vă mulțumim că ați avut răbdarea să ne ascultați. Thank you.